Salutare prieteni și bun venit la un nou video. O să începem Battlefield 1. O să începem campania din acest joc. După cum puteți vedea, avem aici War Stories Complete 0. Da, deci avem 6 Codex Entries, ăsta 0 și Field Manuals 0. Astea cred că sunt lucruri din astea care trebuie să le găsesc pe acolo pe hartă. Bun, haideți să începem jocul. Sunt foarte entuziasmat să vedem cum este acest joc. Deci arată foarte bine jocul din tot ce am văzut până acum pe net despre el. Mi-a plăcut mult. Și acum îl am și să vedem. Să vedem cum este și să vedeți și voi cum este. Bun, să începem prima poveste. Ia să vedem. Bun, mișto. Avem aici, ok. War Stories, ok. Storm of Steel. Ok, hai să începem. Hai să începem. Bun. Bun, prieten, nu mai am sunet acum la clip. Chiar aici, la clipul de începere a primei povești din joc. Dar este foarte puțin. Deci foarte puțin durează fără sunet. Era pe fundal o melodie, acum în timp ce arată povestea, cu negrul acesta. Și era o melodie, dar foarte, foarte mișto melodia. Dacă o să luați jocul sau poate îl dețineți, știți despre ce melodie vorbesc aici. Mie îmi place melodia, dar nu pot să o las pe clip, din cauza drepturilor de autor. Și am scos sunetul. Da, este foarte puțin. Imediat o să am sunet din nou la clip. Dar jocul arată foarte bine. Deci îmi place mult, mult, mult. Și grafica și gameplay-ul îmi place foarte mult. Merită. Bun. Deci este inspirat din lucruri care s-au întâmplat. Hai odată să vedem. Wow, ce grafică, frate! Ce mișto e! Wow, frate, foarte tare jocul, foarte tare! Ce mișto! Wow, ce calumă, ce calumă! Wow, și-l joc la ultra! Rabla mea de PC. Foarte mișto. Și ce calumea e, ce calumea e. Să stau oaspăs aici. Am ceva timp de când am mai jucat Battlefield. Ce frumos l-am apă la acolo. Reload. Hold your ground. Nu, mama ce am făcut. Vai de mine, frate, ce grafică mișto are jocul ăsta. Foarte mulți au venit aici. Nu! O să-mi dau comenzi la ăștia. Hey.
What the fuck aici? Am pistol acum, nu mai am. Ce se întâmplă? Unde ăla cu făcări? Jos, jos, jos. Uuu, îl trag nemi. Ascunde-te! Nu mă mor pe ăsta, cred. Oh, m-a omorât. We came from all over the world. So many of us thinking this war would be our rite of passage, our great adventure. Let me tell you, it is no adventure. Oh. Ce mișto! Foarte tare, frate. Ah, cred că l-am omorât și pe ala care mi-a. Aaaa, da cu grână. Aaaa, ce tare. Wow, mișto. Asta-l aici. Într-o drum. Un om din ăla cu flăcări era aici. Și am pe unul pe spate pe aici. O, mai mulți. Nu se poate, nu se poate, m-am omorât. M-am omorât. M-am omorât. Da, foarte greu. Cred că așa trebuie să se întâmple. New killing machines, like the tank, changed the shape of the war overnight. Da, mișto rău de tot. Luckily, they were mostly on our side. Mostly. Nu uitați ce mișto în cară pe ăla, rănit. Acum atrag de aici, ok, ok, ok. Am să intre, să-i vorbă așa. Nu trebuie să-l omor. Pe ăsta, pe ăsta. Pe ăsta trebuie să-l omor, pe ăsta, că ăsta m-a omorât acolo. Bun. Aaa, gata. O să schimb armele, ok. Ce mișto se aud gloanțele pe aici prin tank. Dai! Ce merg nu așa și nu mor? Bun, ne-am omorât. Take out that cannon! Nothing? Good shot!
Let's open a path for our lads! Move up with the rest of the armor! Stay focused, men! Push on, damn it! We're almost through! Fire at anything that moves! We're gonna make it! We found fear, and in war, masca de gaze, ce tare frate, ce tare. Da, acum atrag și pe aici, ce bună, l-am pătat. Wow, ce mișto e arma asta. Reload. Ce-ai arcul de la foc? Periculos tare este. Mor, mor, mor! Si nu moare. Aaa, murit acum. Nu știu acum, traga si pe mine. De ce nu pot sa pun ținta? Mai aproape. E de la masca asta de gaze. Hai mu, hai mu! Ah, mersi, mersi, brother. Aruncă cu grenada, aruncă cu grenada, grenada, grenada. Wow, ce mișto, ce mișto. Și poc. Și încă o dată. Oh. Asta e negru. They push. We push. Every once in a while, we push hard enough that the light breaks through the cloud. And a world beyond the war glimmers. Just out of reach. The war is the world, and the world is the war. Behind every gun sight is a human being. We are those people. We are the jaded. We are the naive. We are the honorable and the criminal. Oh, hai că chiar de mișto aici la început. Legend, and the lost history. Da, nu știu dacă we are the poate knights of the sky, the ghosts in the desert, and the rats in the mud. Stories. Wow. Da, nu știu dacă se poate vedea. Puțin așa. Wow, foarte mișto, frate, și grafică și tot ce vrei. Îmi place mult cum tragi cu armă. As the old empires struggled to assert themselves,
The entire world was caught in an inevitable cataclysm. The war covered the globe. Old empires and new worlds. Old ways and new ideas. All of mankind fought. 100 big ideas marched off into the war to end all wars. It was consuming us all, and there was no end in sight. Ah, bun, deci acum pot să-mi aleg. Dar la asta, cam asta a fost tot. Bun, hai să fac pasta. Everyone was affected by the war. Every corner of the world was touched. The human spirit drove us to fight where no one had dared to go before. Whether it was the mountains of the Alps, or the skies above, we found a way. They said this would be the war to end all wars. But I wonder if there will ever be an end to human ambition and our will to destroy. Bun, hai să încep. Bun, Italy, ok. For you to cut the cake. Wow, these are incredible. Yes, it was an incredible time. You looked very handsome in that uniform. That's not me, that's Matteo. Oh, of course. I'm sorry, Dad. Take as long as you need. No, no, it's okay, tesoro. It's time I told you what happened to him. It was during our last battle together, just a few days after our 21st birthday. My brother's battalion had been ordered to capture a fort deep into enemy territory. I wasn't going with him. I was part of a special unit with a different mission. Our task was to support Matteo's battalion. We were a proud unit. We changed the war for Italy. The Arditi. Avanti, Savoia. Oh, la vittoria! Manteniamo alta la pressione! Non c'è parete, frate. While Matteo was pushing forward, I had to fight up the mountain and take out anything targeting his unit. Just hearing the story makes me worry for you. Don't worry. I was in a full suit of armor. Besides, the Arditi were proud volunteers. We would have done anything for Italy. A church was sitting at the base of the path. Enemy troops had fortified it. I had to fight them first. Încep și o să trag pe aici. Bun, l-am trebuit. Am greu. Hai, greu să-l numeresc. Uuu, stai din ăla acum. Mi-a luat țeapă. S-a dus. Avem
nu știu cum mă fac. Din nou la foc. Opa. Opa, aici să-l iau pe ăla care trage aici cu mitraliera asta. Bun, s-a speriat, s-a fugit. Aoleu, aoleu. A, am și din asta, ok, am și într-o din asta, bun. A, să spun să-ți fac asta, că nu-mi place asta. Grenadă, fugi. Am sărit și eu, n-am făcut bine. Chiar acum fără glante. Oh. Oh, asta e de la cupacare, asta e de la cupacare. Am și de aici. Dai. Nu s-a încins arme. O, da, greu mai mor. All that was left after the flame troops were some foot soldiers. After that, the church would be ours. Bun, hai să intru aici, în biserica asta. Da, ia uite ce avem aici. There was an artillery gun that was shelling us and Mateo's unit. I had to destroy it. And he was still heading to the fort? Right. Oh, I had to make sure he got there. Opa! There's a little bit. Stați, bă, așteptați-mă și pe mine, bă! Bă, ce? Cum o zrădă tot, frate?
Frumos, tare, zic. M-am băgat aici, că am urât. Hai, păi, hai, păi, hai, păi. Dobbiamo riuscire a superare le loro. Mamă, totuși, costumul ăsta nu trebuia să mă bag chiar așa în ei. Mamă, să vezi ce ți-i omor pe ăștia. Da, acum am înțeles de unde mă omoră eu așa. Cum să ajung aici? Ah, gata. Ia să vedem. Da. Nu știu unde sunt și eu grenezile până acum. Se trage, dar de unde se trage? De sus, de acolo trebuie. Da, cred că din mașina asta. Offensive was in danger as long as that artillery can remain, so I had to take it down. Ce s-a lăsat să încarce acum? Mă, unde ești, bă? Acolo ești? Aaa, ia uite-l aici. Fugi, 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 fugi. Wow, unde m-am dus eu? Direct aici, în inima lor. That my men were safe was to blow up the gun itself. Cum trebuie să intru pe aici, ok, să distrug arma aia. Tunul acela. Yeah,
Cum te duci? Și cum îl distrug? Nu mi apare nimic aici să fac ceva. Asta arunc și eu niște lumineți. N-am făcut ceva? Nu, cred că n-am făcut nimic. Nu înțeleg. Poate trebuie ceva? Nu trag, uite, fac ce vrei. Fac și eu nu-mi dau seama. Bun. Cam luat ceva de pe aici. Ia, hai să încerc asta. Mamă, cum distrug tonul ăsta. Ia să vedem. Cred că mi-am dat seama. Cred că aici greșeam. Prietenașii ăștia mei nu pot să scape de ăștia și cred că și ei trebuie să vină cu mine acolo. De ce-mi țin un băieț, mă? Bă, de ce-mi țin băieț, mă, și nu pot să vină cu om? Boom! Uite, în angulanță trebuie să-mi iau naiba muniție de aici. Bun, trebuie să intru în ea, nu înțeleg ce trebuie să fac aici. A, am urcat așa cu grenadă. Băga la grenăzinie aici. A, gata. Ia să vedem. Da, în sfârșit. Da, ce credere. Și dă du-te-n pe asta, da. Când am dat, făcusem doar așa.
Și nu știam ce. Dar normal, ăla activa. Trebuia să arunc bomba și după aia. The gun was manned by Austro-Hungarian troops. I had to remove them before I could use the gun myself. Cine te-a omorât? Da, bine că te-a omorât. Unde fugi, mă? Unde fugi, mă? Ce frumos! A vrut să prindă minge acolo. A murit ca un portar, așa. Se aruncă portarul după minge. Bun, hai că mă lăsa aici. I take down the last man. But then I hear a noise that I will never forget. Oh. They were targeting Mateo's unit below me. So I do the only thing I can. Oh, ce mișto. It was me against an entire enemy bomber squadron. If those men were killed, our advance would be completely altered, and I would have lost my tail. After the first few went down, they started targeting me. I had to stand my ground. Bun, au început să tragă în mine acum. Ce m-a omorât, da. Were you still safe behind your armor? Of course, of course. Nothing could dent it. But then the planes veered away. O avalanță, poate ce nu, pietre. Bun, și avionul cu mister. Dar n-a pățit nimic. Da. Altfel ce nu mai poveste? Dacă el murea. Deci n-avea cum.
when I got up, I thought I had died and gone to hell. They blew up the mountain. They buried us. They buried themselves. Oh God, Mateo. I had to find him. So I went down into that hell. It was my only choice. Bun, trebuie să mergem după Mateo să vedem dacă mai este în viață. I had to find Mateo. He could have been anywhere. First thing that came through the fog. There were allies pinned inside lodges. I needed to save them. Mă duc aici, erau camarazi de ăștia de-aia mei. We saw them. Armored vehicles coming from the enemy fort. But you didn't have your equipment anymore. There were crates of enemy weapons in the lodges that we scavenged and prepared ourselves with. Și m-au omorât. Da, ce mișto mi-a arătat acolo. We could hear them before we saw them. Armored vehicles coming from the enemy fort. But you didn't have your equipment anymore. There were crates of enemy weapons in the lodges that we scavenged and prepared. Mai să încerc ce? Da, mai a fost tot. Bun, prieteni, cam atât pentru această parte din Battlefield. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like. Și ne revedem în următoarea parte din Battlefield 1.